Bun revenit, doamnelor, domnilor, la o altă ediție a emisiunii Cauză și Efect. Discutăm despre administrație, despre candidaturi, despre puținele zile rămase până la scrutin, duminică 5 iunie. Este rândul domnului Xavier Orguș de la Mangalia. Domnul Orguș a fost în alte mandate primar și acum candidează pentru un nou mandat la fotolul de primar al municipiului Mangalia. Încearcă să ne prezinte și, de fapt, să reprezinte respectatorilor proiectele pe care vrea să le deruleze și, bineînțeles, modul în care s-a desfășurat campania, perspectivele orașului și, bineînțeles, modul în care vede domnia sa evoluția. Bun revenit, domnule Orguș, și mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Mulțumesc, bună ziua. Cum decurge campania? Ca orice campanie spre final. Am înțeles. Da, cu întâlnirile de rigoare cu cetățenii, cu susținătorii, da, și cu ca orice campanie. Am fost săptămâna trecută și am filmat o ediție la Mangalia, chiar la dumneavoastră, la Mangalia, în comunitate acolo, unde a fost o comunitate de susținători, oameni care au venit să vă susțină și să vă propună, de fapt, împreună cu dumneavoastră, să propună Mangaliei o altă perspectivă. Cum au perceput oamenii această emisiune, această discuție, că acolo am realizat mai multe interviuri pe domenii de activitate și, bineînțeles, pe domeniile în care, de fapt, perspectiva este promițătoare. Da, eu zic că bine și cu atât mai mult cu care a fost feedback-ul? De fapt, a fost, da, eu zic că bine. Și vă spun pentru că am încercat, așa am fost de fiecare dată, am încercat să venim cu ceva nou. Și am hotărât împreună cu stafful de campanie al meu, da, că lansarea candidaților să o facem altfel decât s-a făcut până acum, la Casa de Cultură, și vom face și vom. Da, și am vrut să transmitem un mesaj de speranță pentru locuitorii Mangaliei și nu numai, că chiar dacă timpul a fost foarte scurt și că suntem o echipă relativ tânără vis-a-vis de acest tip de construcție de emisiune, am încercat să arătăm că se poate să reclădim speranța de a reînvia manifestările, da, culturale, da, pentru că acolo am discutat de câteva domenii de activitate, și anume de cultură, de educație, eu știu, de sport, de divertisment, și am vrut să arătăm că se poate, dacă se vrea, se poate să reînviem spiritul acela al festivalului Calatis, dacă putem am spune așa. Am discutat despre el, am vorbit despre, da, el când și, ați fost... Și am văzut reacția și a oamenilor din domeniile respective, dar și a cetățenilor din Mangalia, că într-adevăr ei își doresc în continuare ca Mangalia să fie acel, da, pol de evenimente, pol cultural în timpul verii, capitala divertismentului, cum era, da, numită, da, ea, da, da, da. Și cu siguranță eu zic că vom reuși acest lucru. Spuneam cu atât mai mult cu cât La această emisiune am văzut reacția oamenilor vis-a-vis de cum să spun eu, de strategia pe care mi-am propus-o ca și primar al Mangaliei, de a transfera atât responsabilitățile, da, da, dar și susținerea necesară pe domeniile de activitate profesioniștilor. Spuneam în alte emisiuni că e foarte important să lăsăm, și îmi doresc foarte mult, ăsta este unul din una din prioritățile mele, și anume aceea de a crea instituțiile administrației publice locale care să poată să pună profesioniștii la lucru în domeniile respective de activitate. Am înțeles. Aceste domenii de activitate pe care dumneavoastră le-ați identificat și care pot fi dezvoltate în Mangalia, eu presupun că au o strategie anume, și cei pe care am intervievat au susținut cât se poate de bine și, bineînțeles, coerent aceste strategii. Credeți că reușiți să absorbiți de la Uniunea Europeană fondurile necesare? Cum sperați să dezvoltați proiectele acestea, da, în următorii ani? Cu siguranță, domnule Menache, pentru că trebuie să o lăsăm, nu o luăm ca o laudă, o luăm ca o, da, ca o realitate. Administrația Mangalia este cea care a reușit pentru primele proiecte europene din România, s-au, da, realizat, da, la Mangalia. Și asta o spun nu ca o realizare a mea ca primar, ci cu o realizare a colectivului,
pentru că au lucrat toți, da, toți cei au lucrat fiecare în domeniul lui de specialitate și lucrul ăsta, cum să spun, ne onorează. Spuneam că revolta pe care ați văzut-o la vis-a-vis de faptul că mulți din specialiștii 100% din Mangalia nu se mai regăsesc astăzi în administrația locală, se vede acum și rezultatele din ultimii 8 ani și cu precădere de ultimii 4 ani, când din păcate cu așa zisii specialiști din Constanța care au venit și au administrat orașul, iată că se vede că rezultatele nu au fost pe măsură. Dar ce vreau să vă spun ca o particularitate, de fapt a fost o încercare a noastră, o duminică, o petrecere, un divertisment. Da. Dacă putem spune așa, o duminică în familia Mangalia, pentru că așa a început și în 99 au început evenimentele, marile evenimente culturale, Festivalul Calatis, fie Zile și Nopți de Literatură, Gala Tânărului Actor, Miss Diaspora, Românii de Pretutindeni. Toate aceste manifestări au avut un început și ăla a fost acea emisiune de duminică în familie și care de acolo ușor profesioniști au spus cum trebuie făcut, cetățenii au venit și au reacționat ca atare, turiștii au venit și ei la rândul lor și iată a ieșit acel fenomen cultural de la Mangalia, foarte apreciat atât în țară cât și în străinătate. Ei, am început acum o primă duminică în familia Mangalia și sper că împreună cu colegii mei, fie ei consilieri locali care se regăsesc la echipa ALDE astăzi pe listele partidului ALDE, dar și ceilalți prieteni și ceilalți specialiști, indiferent de opțiunea lor politică, care se regăsește și la PSD și la PNL și în alte părți, cu toții eu zic că odată ce se termină campania electorală, vom lăsa deoparte simpatiile politice și ne vom așeza și antipatiile. Da, pentru că eu niciodată n-am considerat că în campaniile electorale trebuie să abordăm problema ca dușman politic. Am văzut foarte multă încrâncenare la unii, dușman politic. Nu, este adversar politic, iar deosebirea între adversar și dușman este că pe adversarul politic trebuie să-l respecti. Ei, după ce se termină campania, lăsăm astea toate la o parte, toate aceste bătălii mărunte, ca într-o familie, și trebuie să ne asumăm responsabilitatea cu toții, de la toate partidele, că trebuie să mergem mai departe, să reconstruim orașul, pentru că, din păcate, în ultimii 4 ani de zile, orașul a decăzut din toate punctele de vedere, nu mai repet, și E foarte mult de muncă. Am înțeles. Este foarte mult de muncă și cred eu în Mangalia polul acesta turismului, pentru că acolo sunt mai multe stațiuni arondate UAT-ului Mangalia, Unitatea Administrativă Teritorială, și iată că sezonul a început. Presupun că în această vară o să fie un aflux de turiști mai mare decât a fost anul trecut, pentru că și anul trecut a fost un an bun turistic, vorbim. Da, a fost un an călduros. Da. Bun turistic pentru că a fost călduros. Din păcate, și o spun cu regret, acum administrația locală fiind implicată cu toate motoarele în campania electorală, atunci ea s-a adresat mai mult orașului acum. Da, da. Stațiunile, din păcate, stațiunile sunt neprimitoare. Iată, suntem gata, am început, avem o lună de când s-a început sezonul estival și stațiunile nu arată bine. Turiștii au început să vină. Imediat, de luni, prioritatea este să salvăm sezonul estival pe care îl avem anul acesta, să ne îndreptăm toate forțele, eu știu și entuziasmul de început de drum și cu siguranță vom depăși acest moment critic, ca după aceea lucrurile trebuie să le așezăm așa cu calm, să le programăm în timp, astfel încât fiecare compartiment, fiecare domeniu de activitate să știe și să-și facă lucrurile pe care, de care au nevoie. Am făcut
ultima perioadă, de exemplu, am fost la întâlnire cu cetățenii pentru a prelua o parte din problemele care le frământă în mod direct pe ei. Noi am discutat aici ca ofertă politică, ca program electoral, problemele de ansamblu pe domeniile de activitate. Dar să știți că cetățeanul este mult mai pretențios și el, el dorește, atent la detalii, el dorește, pentru el e foarte important, eu știu, trandafirul ăla din fața casei lui, pomul din fața casei lui, bordura din fața casei lui și așa mai departe, sau a blocului unde locuiește. Ca atare, am preluat o parte din probleme și o spun cu regret, pe multe dintre ele, din păcate, le-am regăsit în același stadiu care au rămas, care le-am lăsat acum 8 ani de zile. Care l-ați lăsat dumneavoastră. Și aici, uite, mă uitam. Și aici nu este, cum să spun, nu este vorba despre lipsă de... trebuie doar voință. Nu trebuie neapărat o expertiză profesională foarte ridicată ca să te duci, de exemplu, să poți să ajuți, mă uitam la oamenii aceia de la căminul CP5, care este al municipalității. Acolo sunt oameni care cărora administrația nu le-a rezolvat problema, dar nici n-a căutat soluții mai departe să găsească o soluție de rezolvare. Dom'le, că trebuie luate niște decizii. O problemă, dacă o lași să traineze foarte mult timp, ea generează mai departe alte costuri. Categorii. Și unele din ele chiar poate să devină bombe sociale. Am văzut la un contracandidat care spunea: dom'le, ne ducem, sunt niște oameni acolo, îi demolăm, îi trimitem. Dom'le, nu se poate așa ceva. Adică o problemă socială, în loc să te duci să te aplici asupra cauzei acelei probleme, te duci asupra efectului. Și riști ca după ce ai încercat să intervii, după aia să transformi într-o problemă și mai mare. Unde să duc cei 300 de copii sau 1000 de oameni pe care vrei mâine să-i dai afară doar pentru simplu motiv că tu nu ai fost capabil și nu ai avut o strategie de a găsi soluții. Dom'le, am văzut în ultima vreme e foarte ușor să demoleze. Dom'le, demolăm, nu mă interesează, demolăm. Dar n-am auzit cuvântul construim. Dom'le, vreau să vă spun că cât am fost primar, eu nu am avut nicio acțiune de demolare. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc în primul rând și o spun de fiecare dată cu regret, n-am să înțeleg niciodată ce logică a stat la baza primarilor după mine, când primarul, de exemplu, Tusac, a luat simbolul acela al scoicii festivalului Calates, care era făcut într-un parteneriat cu compania DU. Dom'le, este ce o lipsă de... Ce s-a întâmplat? L-au tăiat și l-au dus la Fervechi. De ce? De ce? Dom'le, dar îl lăsam acolo ca muzeu. Ca simbol. Nu știu, făceam ca muzeu ca simbol dacă nu mai vroiam eu îi să trebuiau banii de pe fierul vechi? Da. Deci iată o abordare. Și ce face acum domnul Tusac? Nu știu și nu mă interesează. Am dat un exemplu. La fel a făcut și actualul primar. Dom'le, cum poți să te duci pe Alea Stelelor de Mare sub pretextul unei lucrări, cum să spun, super moderne, adică înlocuiești un strat de beton, să eu știu, plăci ce erau acolo, să le înlocuiești cu alt beton și cu alte plăci. N-am înțeles că, de fapt, acele plăcuțe, Steaua de Mare, a celor mai mari artiști, mulți dintre ei nu mai sunt astăzi, ele, de fapt, valorează prin simbolul lor care menționat acolo, da, sigur. Nu pentru că e o placă de granit și vin eu cu una de granit, de adevăratele din China. Ei, iată, și alea le-au aruncat în condițiile în care nicio acea lucrare nu era o prioritate. Nu. Deci, eu ca viitor primar vreau să spun foarte răspicat. Trebuie continuate toate proiectele începute,
dimensionate funcție de capacitatea de suportare a bugetului și a cetățenilor și finalizate, pentru că un lucru nefinalizat generează mai departe mai multe pierde. Și același lucru l-am văzut la Cămin Pescăruș. O problemă minoră, stau familiile alea acolo într-o luptă. S-a creat așa un mediu propice pentru certuri, pentru intrigă, pentru ură între oameni. Pentru că atunci când problemele tale nu sunt rezolvate, deja prima reacție este să te ceri cu cel de lângă tine. La fel și cu agricultorii. M-am întâlnit în ultimele zile cu agricultorii și crescătorii de animale. Există foarte, și cu cei de la pescărie. Dom'le, există foarte multe oportunități pentru atragere de fonduri europene. Primul lucru care trebuia, când am auzit că se poate accesa fonduri europene, primul lucru care l-am făcut, am ființat un compartiment rapid de intervenție la primărie cu câțiva oameni pricepuți care să ducă și să înceapă să analizeze și să se ocupe de treaba asta. Au venit acum fonduri foarte multe pentru agricultori, pentru crescătorii de animale, pentru tineri agricultori. Vreau să vă spun, n-am văzut nicio acțiune din partea primăriei care să vină în sprijinul agricultorilor și a crescătorilor de animale. Păi și atunci, de ce trebuie să ne văităm că avem prețurile cele mai mari dacă noi nu încurajăm producția? Dacă am avea crescătorii de animale și crescătorii de cei cu albine, cei cu pescăria, cât de ușor era dacă puteam să accesăm, nu noi, primăria în parteneriat cu privații de acolo, cu Asociația Pescarilor. Ce era dacă puteam să facem un proiect cu finanțare europeană la care să vină cu cofinanțare și primăria să fi făcut o piață de pește, un loc unde cel din Mangalia să poată să vină și să găsească niște condiții deosebite. Nu s-a făcut. A fost o abordare de indiferență sau, cum să spuneam eu la un moment dat, așezarea acestor lucruri în alt sector de prioritate. Ei, nu o să înțeleg, pentru că prioritățile nu le stabilim noi. Deci prioritățile trebuie să le stabilească cetățeanul. Și ca atare, în perioada următoare, vreau să vă spun că consultarea cu populația, pe de o parte, dar în același timp și transferul responsabilităților de la primărie către liderii domeniilor de activitate va fi una din un lucru cu care eu voi insista foarte mult, pentru că numai așa vom putea să reușim să depășim problemele acestea cu care se confruntă cetățenii. Înțeleg, și e o idee bună, sunt idei pe care le puteți aplica și sunt convins că sunt idei de perspectivă care să dezvolte comunitatea, să dezvolte și serviciile de acolo, să dezvolte și parteneriatul public-privat. Apropo de parteneriatul public-privat, uite că mi-ați adus aminte, am avut întâlnire în ultima perioadă cu preoții din Mangalia. Ce spuneau preoții? Bine, preoții cu problemele lor, pentru că primăria poate să fie un partener, primăria este deja un partener în fiecare an pentru sprijinul vis-a-vis de necesitățile comunității respective și a preoților. Dar am avut întâlniri și au reacționat foarte frumos atât cu preoții, cât și consilierii parohiei respective, pentru că atunci când am fost deputat, în mandatul de deputat, am inițiat împreună cu câțiva colegi parteneriatul public între stat și biserică. De ce? Pentru că eu cred în continuare și lucrăm de vreo 3 ani de zile la acest proiect și îl vom implementa imediat după 5 iunie, adică vom lucra la el, este parteneriatul între administrația locală și biserică. Eu cred în continuare cu tărie că biserica este cea care trebuie să se ocupe de asistența socială a oamenilor. Pentru că un om, în curtea unui om, primul care intră și care intră mai des și decât primarul și decât funcționarul public, este preotul. Și atunci el cunoaște problemele sociale ale enoriașilor și mult mai bine decât un funcționar de la primărie care are o abordare globală pe tot orașul. Și atunci va fi o asistență, abordarea asistenței sociale
în jurul bisericii și împreună cu, cu protoieria și cu arhiepiscopia vrem să dăm drumul imediat la un proiect european cu sprijin de la primărie pentru, pentru construcția unui proiect integrat cu așezăminte sociale pe lângă fiecare biserică, da, astfel încât acolo să primăria, cu sprijinul necesar financiar și cu, și cu dublat și de voluntariatul care există pe lângă biserică, să putem să facem față mult mai bine și mult mai ușor și mult mai direct, mai aplicat pentru cazurile sociale pe care le avem. Iată un proiect, da, care poate fi, da, spuneam vis-a-vis de, de specialiști. Eu cred că cei mai în măsură să poată să cunoască, să identifice și după aia să rezolve problemele sociale ale oamenilor, eu cred că este preotul împreună cu consilierii parohiei respective și, de ce nu, cu biserica. Am înțeles. Biserica e importantă instituție pentru români. Vreau să vă întreb acum, domnule primar, cum vedeți dezvoltarea turismului în stațiunile care sunt arondate în Mangalii? Pentru că eu am mers și am mers la plimbare și acum în primăvară, în aprilie, în mai, sunt hoteluri care sunt în paragine. Ce sunt în blocurile? De ce? De ce nu le ia cineva, nu știu, în chiriere, în concesiune, să le cumpere? Pentru că totuși acele hoteluri pot dezvolta o infrastructură de, da, de turism care să fie utilă și pentru comunitate, dar și pentru cei care vor să vină. Pentru că vara, știți foarte bine, vara se epuizează întreg spațiul de cazare. Bun, noi am mai discutat despre partea de turism. V-am spus care este strategia noastră, da, și strategia mea pentru turism. Este să înființăm acea societate cu statut de regie în subordinea Consiliului Local, care să administreze stațiunile. Și pentru o perioadă de timp, cel puțin mandatul, da, acesta de 4 ani de zile, banii care se adună din impozitele și taxele respective din zona turismului să poată să fie dirijate din nou către infrastructura turistică. Mai mult, dirijate cu precădere de, pentru cofinanțarea proiectelor europene, pentru că eu sunt convins că putem să obținem mult mai multe finanțări, da, din fondurile europene și prin această regie, în subordinea Consiliului Local, cei care sunt implicați în turism, ei se vor implica, acești profesioniști care lucrează în turism, ei vor stabili, ei știu, da, cel mai bine ce nevoi au, cum trebuie să-și facă promovarea, cum trebuie să-și administreze stațiunile, drumurile, iluminatul, spațiile verzi, sistem de irigație și așa mai departe, partea de agrement, dacă e nevoie de club nautic și așa mai departe. Dar dacă este să vorbim despre proiecte cu caracter general și pentru care aș vrea să insist, da, pentru că n-am discutat despre ele decât așa în trecere, este că două capitole la Mangalia se impune o abordare, cum să spun eu, insistentă și profesionistă, și anume domeniul sănătății și domeniul educației. Da. La sănătate există, și o spun cu satisfacție, există la Spitalul Municipal Mangalia, există un director, un doctorul Mocanu, un prieten de-al meu vechi și care este un om inimos și care se luptă. Iată că vom fi pe aceeași lungime de undă, pentru că și eu la rândul meu, cât am fost primar, am căutat să venim cu tot felul de modernizări pentru, da, spital, da, condițiile din spital și nu numai. A început un program de finanțare, chiar și cu fonduri europene pentru dotări cu echipamentele necesare unei, da, asistențe medicale performante și în ultimul rând a început și va avea tot sprijinul nostru, al primăriei și al meu, ca să aducem medici specialiști pe
pe domenii deficitare de, da, de activitate. Și pentru asta vom căuta ca să găsim cele mai bune soluții. Vorbim de spital, dar avem problema cabinetelor medicale, avem policlinica. Policlinica care tot la fel a rămas mai cu, are câteva probleme acolo. Deci da, dacă vrei astăzi să vii cu un sprijin către sănătate, ar trebui veniți cu un sprijin și către medicul de familie, pentru că acolo sunt foarte multe cazuri de sănătate, se pot rezolva la nivelul medicului de familie dacă se vine cu o intervenție, cum să spun eu, promptă și susținută. De aceea când am spus că acele cazuri sociale pentru pensionarii cu venituri sub 12 milioane de lei, sub 1200 de lei, da, și pentru familiile nevoiașe, să înființăm acel tichet social medical cu care acești pensionari și oamenii în nevoi să poată duce să-și deconteze acele cheltuieli de sănătate care nu le decontează casa de sănătate, prin cardul de sănătate. Ei, acest parteneriat între administrație și medicul de familie eu sunt convins că vor da rezultate. Și atunci, dacă vrem să ajutăm medicii de familie, haideți să venim cu un efort acum și iată, asta ne-am propus, să venim să reamenajăm și să redotăm, să facem, să avem o reparație capitală pentru policlinică, ca după aceea medicii de familie de acolo să poată să își poată cumpăra cabinetele medicale, urmând ca ei să poată să administreze mai departe într-un sistem privat cabinetul respectiv. Dar e nevoie, pentru că și pentru ei e nevoie de un sprijin din partea primăriei. Adică dacă tot vii cu tot felul de sprijin pentru biserici, pentru spital, de ce n-am putea să venim pentru policlinica noastră? Și în ultimul rând, o spun ca un regret, se încearcă acolo un pic de manipulare vis-a-vis cine de... Pe cine vrea să manipuleze? Doamne, în campania electorală, eu sper să fie doar un mesaj de campanie. Știu că se insistă Crucea Roșie insistă să-și revendice clădirea sanatorului? Nu, clădirea de spital unde este maternitatea. Unde este maternitatea? Să revendice a aparținut Crucii Roșii? Ca a aparținut Crucii Roșii. Crucii Roșii Naționale. Am înțeles. Vreau să spun, am înțeles că este în instanță acum, vreau să spun că nu va fi nicio scuză pentru administrația locală dacă va pierde spitalul. Pentru că se poate găsi orice variantă de compensare, de parteneriat cu oricine, dacă se dorește. Dar am impresia că se transmite așa niște săgeți otrăvite, doar se acoperă pentru o eventuală, hai să-i spunem, o eventuală intenție răutăcioasă, deocamdată. Dar și în aceste condiții în care maternitatea va rămâne aici la noi, la municipalitate, se impune urgent de construcția unei maternități. Avem deja proiectul pentru construcția unei maternități moderne în Dobrogea 2. Avem utilități, tot ceea ce este nevoie. Dobrogea 2 este cartierul, Dobrogea 2 este fosta unitate militară care s-a transformat prima de altfel care s-a transformat într-un cartier de locuințe odată cu intrarea în România în NATO. Da. Sigur, ați comunicat mai și bine. Având utilitățile, atunci costurile pentru o maternitate modernă vor fi sigur, mai mici. Sigur. Se impune o maternitate modernă la Mangalia pentru că, din păcate, trebuie să o spunem cu rușine, astăzi copiii, femeile din Mangalia nasc la Constanța și apoi pentru copil care este
din Mangalia să scrie pe certificatul de naștere născut la Constanța. Parcă nu sună bine, măcar din patriotism local, dacă nu și din alte puncte de vedere. Da, și patriotismul local este necesar pentru noi toți, da. Că până la urmă, dacă ai întrebat unde vrem să locuim sau când plecăm de acasă, spunem ce bine acasă și revenim la localitatea în care trăim, revenim printre vecini, pe stăzile noastre, mai frumoase sau mai puțin frumoase, totuși este important ca patriotismul local să existe. Cum patriotismul național este la fel de frumos și să simți, să-ți iubești țara, da, e un lucru cine? Deosebit. Corect. Cine nu se bucură de locurile unde s-a născut, da, unde a trăit, unde a copilărit, da, unde a muncit, unde trăiește, da, e o legătură de sânge. Legătura de sânge e și indisolubilă. Da. Vreau să vă întreb acum, eu am o problemă cu Casa de Cultură din Mangalia, pentru că de câte ori a fost în Mangalia la evenimente culturale, am ajuns la cerc militar. De ce avem o casă de cultură acolo? Mi-a spus întrebarea asta încă o dată și vă puneți cu încăpățânare. Da, vreau să promiteți că o faceți. Da. Nu numai că vrem să promitem că o facem. În afară de faptul că abordarea, chiar din emisiunea pe care am făcut-o, ați văzut că de fapt când vorbim de cultură, când vorbim de educație, sunt foarte multe compartimente, dacă le putem spune așa, sau foarte multe domenii de activitate unde există dorință de manifestare. Da, da. Într-o casă de cultură sunt vechele cercuri artistice. Sigur. E, acolo trebuie să lucreze așa ceva. Dar nu vă ascund că deja lucrăm. Dar vedeți, nici nu pot să le spun prea mult, pentru că suntem în campanie și o spună, domnule, foarte multe se fac. Așa cum am abordat printre primii proiecte europene care nici nu se gândeau alte orașe din țară să acceseze cu fonduri europene, da, proiecte. Este una din provocările mele cu două proiecte mari pentru Uniunea Europeană, cu fonduri la Uniunea Europeană, da, este acest complex cultural, dacă pot să-i spun sigur, așa, cu sală polivalentă, în care să-și regăsească locul de manifestare, tot ceea ce înseamnă oameni de cultură, artiști, pictori, săli de expoziții, ce este muzeu. Categoric. Sunt foarte multe lucruri pe care prin care putem să personalizăm orașul nostru Mangalia și să-l prezentăm turiștilor, astfel încât el să devină din ce în ce mai atractiv. Și al doilea proiect mare este, și una din marile mele provocări, este partea de sport și agrement. Da. Încercăm să facem, deja avem repartizat o suprafață de 27 de hectare dincolo de far, în Dobrogea 1, da, farul din Mangalia, unde vrem să facem un complex sportiv prin excelență, cu teren de fotbal cu o capacitate undeva la 2000-3000 de locuri, cu sală polivalentă pentru activități sportive, terenuri de handbal, de basket. Da, sunt, da, bani pentru așa ceva cu finanțare europeană. Numai că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Ca să poți să accesezi aceste bani de la Uniunea Europeană pe, da, acest tip de, da, proiecte, îți trebuie ca și tu, asta e condiție obligatorie, ca și tu să poți să cofinanțezi aceste proiecte. Păi dacă tu, când am accesat primele 4 proiecte europene cu fonduri de la Uniunea Europeană, noi aveam deja banii alocați puși acolo. Exact cum vrea cineva să-și spune că peste la anul însor are nuntă băiatul meu și spune bănuți acolo în fiecare lună câte puțin și nu mă ating de bănuți ăștia. Da, așa sigur, trebuie să sigur facem și noi, primăria. Am niște bănuți care nu mă ating de ei, mi-i pun acolo ca să nu pot să pierd proiecte europene foarte mari. Iată ce am pățit cu parcul Evergreen. Lăsăm la o parte oportunitatea lui. Ne-am dus acolo, trebuia doar 2% să pună primăria și după care, dar Uniunea Europeană spune niște condiții. Trebuie să vii și tu cu 2%, trebuie să respecti termenele de execuție, pentru că nu decontezi când vrei tu, da, ci când poate, da, să, da, când, da, când este stipulat perioada pentru decontare. Și noi ne-am apucat târziu, a început să certe, bacă ăla nu-i de vină, bacă e consilierul, bacă e funcționarul și au început
început prin septembrie parcul și normal că l-a terminat până la 31 decembrie. Și ce s-a întâmplat? Am pierdut 3 milioane și jumătate de euro. Cine a pierdut? I-a pierdut cetățenii. Comunitate, pentru că dacă vrem să... Acum trebuie să-i plătim din impozite și taxele locale. Păi nu era bine să mă gândesc, că îmi dimensionam... Veți crește aceste impozite? Cum să le creștem? Nu se poate. Deci, nu, dar nu trebuie crescute impozitele. Impozitele trebuie să fie o relaxare. Impozitele sunt mari. Sunt tot felul de taxe apărute în 8 ani de zile. A apărut taxă de liniște, taxă de avizare, taxă de promovare, taxe peste taxe. Impozitele mărite. Și nu. Și să vedeți că banii nu adună mai mulți bani la bugetul local. Da, pentru că impozitele sunt greu de plătit și colectarea e mai mică. Atâta timp cât am două surse principale de susținere a bugetului, fondurile europene, păi mă duc și mă axez acolo, nu plec de acolo până nu fac proiectele, și a doua sursă de venit este dezvoltarea economică și sprijinirea agenților economici de Mangalia. Ori tocmai două surse au dispărut la noi la Mangalia. Da. Agenții economici din Mangalia au falimentat, au venit cei din Constanța unde se plătesc impozitele, iar la fonduri europene au făcut hirupis. A venit acum, hai să vedem dacă putem, dacă nu putem. Nu cu responsabilitate. Trebuie să abordez proiectele astea mari, trebuie să le abordez cu foarte spirit de răspundere și cu responsabilitate mare, da, sigur, foarte mare. Dacă au pierdut cele două proiecte, două fonduri importante, ce a mai rămas? Dă impozite și taxe mari. Nu se poate. Dând impozite și taxe mari, intri iarăși, se închide un circuit, te duci din ce în ce mai mult, ăla falimentează, iar nu mai primești bani. Da. Și uite, așa ajungem la o situație în care Mangalia, astăzi, macroeconomic, și poate să urmăriți punctul de vedere al economiștilor, că am vorbit cu mulți economiști, nu sunt eu specialist în economie, dar am vorbit cu oameni cu pregătire și spunea, dom'le, nu vă dați seama prin ce criză economică trecem noi acum. Vor răbufni mai târziu probleme pe care nu o să le mai putem face datorită acestei abordări subiective și irresponsabile, spun eu acum. Am înțeles. Mai avem 5 minute din emisiune. Vreau să vă întreb acum ce consideră cetățenii că trebuie făcut. Că eu presupun că ați vorbit cu cetățenii și pe lângă faptul că dumneavoastră le-ați tot vorbit, le-ați și prezentat aici la emisiune proiectele acestea pe care dumneavoastră le-ați spus comunității, ce v-au mai spus? Da, în primul rând, prima observație care am văzut-o este dorința cetățeanului de a fi informat și consultat. Da. Adică cetățeanul trebuie să știe, în momentul în care i-am spus acum, dacă nu-l informezi, el e pus în fața faptului împlinit și atunci reacționează ca atare. El vrea să știe că banii bugetului local sunt folosiți pe acele necesități ale lor, pe acele proiecte care le stabilește cetățeanul ca prioritate, ca urgență și ca importanță. Nu vii tu să și te trezești, stabilești tu că nu știu ce monument, ce cavou așezat în sensul generator este prioritate. Nu e prioritate pentru cetățeni, am constatat-o. Indiferent. Nu este prioritate pentru cetățean 3 milioane jumate să dai pe un parc între cimitiri și asta. Am constatat că cetățeanul vrea acele părculețe micuțe pentru copiii din lângă bloc, dar părculețe, locuri de joacă pentru și de recreere pentru părinți, copiii mici, nu baze sportive, nu terenuri de sport care se adună să bat. Iar pe celelalte unde sunt terenurile de sport în zonele retrase mai la marginea orașului, pe alea le abandonez. Deci omul vrea să fie informat. Și vă spun, o știu, pentru că, după cum știți, când am fost primar, primăria municipiului Mangalia a fost prima primărie din România certificată la standard de ISO 9001:2000, prin care se stabilea foarte clar criteriile de transparență pentru cetățeni, criteriile, condițiile de eliberare, certificat de urbanism, autorizație de construcție, prezentare, buget. Nu era ca acum, aveam ziarele de prezentare. Nu e ca acum când dai internetul, cum să spun, atât de dezvoltat și Facebook. Haideți să dăm și un mesaj. Un mesaj de final. Deci, asta este una. Referitor la mesajul de final, ce pot să vă spun? Este sfârșit de campanie.
Asta, da. Asta este clar. La televiziune, în seara asta, deja se termină ultimele emisiuni electorale. Da. Urmează ziua de mâine, vineri, în care dumneavoastră, probabil da. Că veți mai merge prin oraș. Da. Sâmbătă toată lumea trebuie să stea ce? Deci a fost o campanie atipică față de alte campanii și foarte bine că a fost așa, în sensul că n-a mai fost nebunia care era altă dată. Dar a fost o campanie în care, din păcate, n-am reușit să intrăm într-o dezbatere a candidaților față în față. Era chiar dacă am insistat, știu. Da, era mai constructiv pentru că cetățenii, e foarte important ca cetățeanul să poată să-și dea seama atunci în confruntări, îți dai seama exact de ceea ce vrea să facă fiecare și de potențialul lui ca atare. Nu s-a putut, asta este, vom vedea. Ce pot să spun este că duminică, pe 5 iunie, mergem la vot. Eu pot să le spun cetățenilor din Mangalia că pe 5 iunie e foarte important să mergem cât mai mulți la vot. Am văzut oameni care spuneau nu mă duc la vot, că nu, nu. Să mergem cât mai mulți la vot. Pentru că duminică 5 iunie este un moment extraordinar și de important pentru viitorul orașului nostru. Prin vot putem să hotărâm destinul orașului Mangalia. Și eu vă spun, le-am spus-o și în discuție pe care le-am avut, sunt două variante. Este o primă variantă în care dacă oamenii doresc să continue mai departe echipa de navetiști de la Constanța cu specialiștii lor să administreze încă 4 ani de zile orașul așa cum l-au administrat și s-a transformat dintr-un oraș frumos, într-un oraș cenușiu, atunci e clar să voteze echipa de navetiști. Dacă vor ca Mangalia, cetățenii din Mangalia să poată să-și ia soarta în mâini, cum se spune, și împreună să ne apucăm la reconstrucția orașului, să aducem orașul din nou acolo unde a fost unul dintre cele mai frumoase orașe, în care am fost mândri de realizările noastre pe de o parte și mândri că trăim în acest oraș minunat care se cheamă Mangalia, și de ce nu să le spunem odată pentru totdeauna și șefilor partidelor politice și tuturor celor care mai vor să vină la Mangalia ca și mari specialiști din toate colțurile țării, că noi, ăștia care suntem aici, avem suficientă forță și intelect umană, avem oameni minunați pentru toate domeniile de activitate. Dovadă că am făcut atâtea proiecte în premieră națională și nu numai, și că ei să-și vadă de orașele lor, să-și vadă de firmele lor, să-și vadă de societățile lor, să-și vadă de economia orașelor lor și noi să ne apucăm frumos să ne reconstruim orașul. Avem o șansă pe care, dacă o irosim pe data de 5 iunie, nu știu cât efort va trebui după aceea generațiile următoare să poată să mai readucă Mangalia acolo unde a fost loc. Și eu cred, o spun, eu cred cu tărie, am simțit și vreau să o spun cu mare responsabilitate. Vreau să le mulțumesc în primul rând simpatizanților și susținătorilor PSD și PDL care au venit alături de mine și care au înțeles acest lucru, că mai important de opțiunea lor politică este această alternativă de a vota Zamfir Iorguș primar și împreună să reconstruim orașul. Este un lucru extraordinar. Le-am spus-o, le respect opțiunea politică a fiecăruia. După 5 iunie e un moment extraordinar de important pentru municipiul Mangalia ca să începem un proces rapid de reconciliere totală. Noi, cei din Mangalia, să lăsăm toate certurile, toate, eu știu, contrazicerile și să începem de la zero acest proces de reconstrucție, pentru că mai presus de orgoliile noastre este acest efort pe care trebuie să-l facem ca orașul să poată prospera și odată cu prosperitatea orașului să prospere și fiecare cetățean din Mangalia. Așa să fie și să sperăm că vor veni în număr mare cetățenii Mangaliei să voteze. Eu vă doresc succes. Mulțumesc. În proiectul pe care vi l-ați propus și vă invit după alegeri să reveniți la Litoral TV și să discutăm despre Mangalia în termeni pozitivi.
Doamnește. Succes în alegere și în ziua de 5 iunie. Doamnelor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi Cauză și Efect. A fost domnul Zanfior Guș, candidat din partea, candidat independent, dar susținător ALDE, susținător PSD, cum a spus domnul Iorguș, și celorlalți membri ai comunității din Mangalia, care doresc, de fapt, să trăiască în familia anumită Mangalia. Domnia sa, deși candidat independent, are susținător din zona politică. Să sperăm că se vor duce la vot oamenii și atunci se va decide, din punct de vedere democratic, cine, ce și cum va conduce Mangalia în următorii 4 ani. Eu sunt Tănache Tușa, toate cele bune, la revedere!